Borul a ajuns la un nivel istoric, iar românii cu credite în lei caută soluții pentru a scăpa de ratele care le golesc pur și simplu buzunarele. O soluție ar fi refinanțarea, pentru ca noul credit să depindă de acel indice IRCC, însă este o soluție cu două tăișuri. De ce? O să aflăm chiar în aceste momente de la analistul financiar Adrian Negrescu. Mulțumesc foarte mult, Adi, pentru prezența ta la știri. Sfătuiești să facem în situații de genul acesta? E bine să facem trecerea aceasta? Păi, în mod normal, dobânda e la jumătate față de robor. Indicele IRCC e la 1,86, roborul la 4,70, se duce spre 5 în momentul de față. Deci, în perspectivă, e bine să faci această măsură, dar trebuie să te duci la bancă, să vezi exact, să-ți facă cineva o rescadențare, să-ți facă o simulare, să vezi exact cât ai de plătit. Pentru că, într-adevăr, dacă o faci în momentul de față, s-ar putea să plătești mai puțin pe termen scurt. Da? Îți îngheți puțin ratele, ai o rată ceva mai mică, față de cât plătești pe robor, dar pe termen lung s-ar putea să plătești mai mult, pentru că dobânzile vor continua să crească. Deci trebuie să-ți faci o simulare foarte, foarte clară și atenție, să mergi pe internet, să vezi și ofertele celorlalte bănci, pentru că există oferte foarte, foarte bune în momentul de față pe zona asta de refinanțare. Bun, mulțumesc foarte mult, Adrian, pentru această intervenție. Mai era un lucru important. O să mai discutăm, exact, da, te rog. Dacă banca îți refuză refinanțarea, mergi la CSALB, o instituție a statului care te poate ajuta să negociezi cu băncile o dobândă mai bună. Ideea ca 2 ani de acum încolo să ai dobândă fixă măcar, pentru că atât vor dura cel puțin în acest moment aceste tulburențe legate de evoluția dobânzilor. Bun, dincolo de asta ne explicai așa și e important ca oamenii să știe ce au de câștigat până la urmă românii care au credite și care fac această rocadă. Ne spuneai că pentru moment ar fi o soluție bună, dar e important să ne uităm puțin și la viitor. Ce ar însemna lucrul acesta pe termen lung? Păi pe termen lung trebuie să vezi cât ai de plătit, pentru că dobânzile se acumulează și e posibil ca pe termen lung să plătești mai mult decât plătești în momentul. Cu cât plătești mai mult la un credit în momentul de față, cu atât mai bine îți reduci rata, nu? Până la urmă îți reduci volumul de finanțare. Ideal ar fi, în momentul de față, dacă ai probleme economice, alege o rată mai mică, să obții o rată mai mică și cu o dobândă fixă pentru următorii 2 ani ar fi ideal. Iar dacă nu ai o problemă cu rata, plătește, încearcă să plătești anticipat, în așa fel încât să-ți reduci din valoarea dobânzilor, care este foarte mare. Doar așa reușești să-ți optimizezi costurile cu finanțare. Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile, pentru această analiză. A fost Adrian Negrescu, doamnelor și domnilor. Mergem mai